Uite cum străbate asta munții, frate. Ce se făcea pe vremuri, frate, acum nu. Acum nu facem autostradă și uite nebunii noștri făceau prin munți. Iot. Iote, cum merg mașinile? O să cobor un pic în altitudine. Da, e făcută forma numai așa, random. Zici că e o pârtie de mașini. Oh, oh, oh. My friend, the bot. Uite, feblețea. Cascada aici, frumos, a? Zici că e o pârtie de mașini. Încerc să urc, îi dau un 75. Ioi, nu știu dacă mi urc în altitudinea asta până acolo. Nu mi urcă! Ah, nu mi urcă! Am ales greșit zona, cred că ne prăbușim. Nu urcă avionul. Nu urcă avionul! Am aterizat pe Transfăgărășan. Unde am ajuns, băieți? Da, sunt 2000 de metri, dar asta nu are puterea de a urca. Aici suntem blocați la 6420. Stai să vedem, ăsta se mai învârte pe aici. Ia să vedem dacă putem să o luăm de aici. Nu, acum e acum. În fine, Transfăgărășan în spate. Pe unde se dau la vale că n-am roți? Asta e problema. N-am roți. Nu mi se mai deschid roțile, nimic. Că nu le-am deschis în aer. Ia fiți atenți aici. Există, îs tare curios acum, dacă tot am ajuns aici, să chem turnul de control, să zic, bă, știi ce, am o problemă.